etic era considerat și în Moldova, că nu l-a greau pe Ieremia Movilă deloc, dar izbutise să-l dea jos, iar în Moldova, iar în țara românească, bineînțeles, că de asta am zis, de iure, de drept, el era considerat domnul țării românești. De aia l-au și urmat trupe, foarte multe trupe, foarte mulți boieri cu armate l-au urmat, că au venit și au staționat pe aici, pe la satul mare.